O echipă de cercetători din cadrul Universității Cuza Iași împreună cu specialiști de la Direcția de Statistică au realizat o analiză privind legătura dintre omucideri și nivelul de trai. Astfel, în urma rezultatelor analizate timp de 12 ani, cercetătorii au clasat județul Vaslui pe primul loc în ceea ce privește crimele. Totodată, specialiștii au ajuns la concluzia că există oarecare legătură într-un nivel de trai slab dezvoltat, unde sărăcia, condițiile grele de viață și lipsa educației pot favoriza comportamentele agresive. Cele mai multe cazuri de omucidere au fost descoperite de-a lungul anilor în nord-estul Moldovei și în sud-vestul țării. Cea mai mare rată a omuciderilor s-a înregistrat în județul Vaslui. Este vorba de o valoare de 3,2 omucideri la 100.000 de locuitori în 2020. Cum spuneam, este în scădere față de o valoare de 5,22 la nivelul anului 2011. Fac precizarea că în toată această perioadă analizată 2011-2020 nu înseamnă că județul la care facem referire a fost pe primul loc în mod constant. Nu. Rezultatele cercetării efectuate sunt importante în anumite demersuri care țin de politicile publice privind prevenirea și combaterea fenomenului infracțional în România.